Domnule comisar, dragi colegi, Republica Moldova merită încredere. Merită perspectiva europeană și statutul de țară candidată. Nu pentru că este un moment politic important care trebuie valorificat, ci pentru că ne-a dovedit în această criză cu mult curaj, dar și dincolo de ea, că merită această încredere. Europa de astăzi este rezultatul viziunii unor oameni pentru un viitor al păcii, al prosperității și al democrației. Noi nu avem voie acum, în plin război al imperialismului împotriva democrației, să ignorăm această viziune. Europa viitorului nu este un spațiu pe care îl populăm cu reguli, ci este fiecare țară și fiecare om câștigat în societate și în guverne care luptă pentru aceste reguli și pentru valorile noastre, care le însușește, care le apără. Moldova face asta. O țară cât un land din Germania, cu un filon pro-european, cât toată inima Europei, trebuie să fie parte a construcției noastre. Economiile cresc și se dezvoltă în niște ani, dar pentru ca națiunile să aspire la identitatea europeană, a fost nevoie de zeci de ani. Republica Moldova are astăzi, acum, această aspirație. Banii, regulile asumate și respectate, capitolele de aderare sunt instrumente pe care trebuie să le dăm. Obiectivul este să o aducem acasă, aici, în familia europeană. Chiar dacă nu e ușor, chiar dacă nu va fi mâine, deschideți porțile pentru cei care cred, simt, acționează pro-european. Asta înseamnă viziune pentru Europa. Mulțumesc!